Da, sunt din nou în direct, cum ar veni. Bun găsit, haideți să începem într-o vrășuleală. Nu mai am chef să mai fac, începem cu asta, nu, hai să începem pur și simplu la întâmplare. Vreți? Tot aia e. Gândul pe pagina 1. Cum le strică legea antifumat afacerile patronilor din centrul vechi și ce zic clienții? Mi se pare un abuz pentru că discriminează fumătorii. Aoleu, Dumnezeule mare. Încă avem discuții de gâgă în România. Bine, fiind vorba despre centru vechi, gâgă e la el acasă. Trebuie să fie restaurante unde se fumează, unde nu se fumează. Mi se pare o lege absurdă. Da, nu, e corect. Cum anume să-i spui fumătorului să nu-ți mai fumeze în nas? Nu, este ceva absolut, e o discriminare, este îngrozitor, nu se poate. Este dreptul lui să-ți fumeze în nas. A sunat astăzi un cetățean la radio care mi-a zis: și dacă fumăm în nasul altora care nu fumează, ce? De ceva trebuie să mori. Hei, la argumentul ăsta, corect. Reprezentanții cluburilor, barurilor și restaurantelor se tem că vânzările vor scădea în perioada următoare intrării în vigoare a legii antifumat. Ghinion? De dreapta așa e, vorba de dreapta. Ghinion? Cred că nu vom mai avea clienți, toată lumea va fugi. Normal. Dacă nu mai fumezi, stai mai bine cu plămânii și începi să fugi. E corect. Toată lumea va fugi. Nu cred că suntem pregătiți pentru legea asta. Bine, noi românii nu suntem pregătiți în general pentru nimic. Pentru absolut nimic. Suntem pregătiți doar pentru Borcea. Pentru Borcea suntem pregătiți, pentru manele, pentru prostie, pentru harneală. Pentru astea suntem pregătiți. Pentru legea antifumat nu suntem. Asta a declarat pentru gând un angajat al unui bar din centrul Bucureștiului. Bă, am fost și eu la Londra. Bine, am fost multe locuri pe planeta asta. Dar la Londra, unde viața asta, clubăreala, băruleala, astea, e intensă, tată. Sigur, era pe primul loc în Europa, nu mai e. Adică în momentul ăsta, clar, Atena este 30 de clase peste... Viața de noapte de la Atena e 30 de clase peste orice altceva. Dar nici la Londra nu e rău. Și ăia cu baruri, cu băutură, cu astea, o, de performanță. N-are nimeni nicio problemă să fumeze afară. Nimeni. Deci n-am văzut vreun bar. Bine, nu mai zic să bea afară. Adică afară să iasă din bar chiar acolo, în fața barului. N-am văzut nicio problemă. Da, în sfârșit, la români e o problemă. Cum trebuie să ies afară din bar ca să fumez? Nu! Vai de mine! Da, afară e bau-bau. Știi că afară e bau-bau. Sigur. Spunea cineva, zice: nu poți să tratezi fumătorii ca pe homeless. Păi home vine de la acasă. Acasă fumezi, treaba ta. Dar în spațiile publice închise, cum să fumezi? Adică nu știu, mi se pare de la nivel de gâgă. Dar noi avem problema asta. Așa. Deci nu vom mai avea clienți. Lumea nu se mai zice: băi, poți să fumezi la bar? Nu. Trebuie să ies afară. Nu pot să cred. Deci nouă ne este greu să ne mișcăm curul până afară ca să fumăm țigara lui pește prăjit, dar ne dăm ochii peste cap că merg unii cu girofar? Adică, pe bune? Înțelegi ideea? Deși noua lege antifumat este agreată de tot mai mulți români, a fost criticată atât de industria tutunului. No! Pe bune! Ce surpriză este! Așa, cât și de asociații ale proprietarilor de localuri publice în care fumatul era până acum permis. Miercuri, legea a fost declarată constituțională și urmează să intre în vigoare la 45 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial. Deci, bun, și eu vreau cu asta cu centru vechi, eu sunt fan centru vechi, îi se pare un creuzet de reacție civică, de gândire modernă, de tinerețe frumoasă și liberă. Deci acolo este să plămădește esența tinerelii frumoase și libere. Deci, vă rog, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Din momentul în care va intra în vigoare, el acum documentul merge la promulgare. Nu se va mai fuma în interior, în spații publice. Nici în restaurante. No! Sau cluburi. Incredibil. Nici în școli. Nu se va mai fuma în școli? Asta. Ei bine, eu asta nu pot să accept. Nu se va mai fuma în spitale. Cum, domnule, în spital să nu poți să fumezi? Nu e biserică. Unde am ajuns, domnule? Ce țară e asta, nu mai poți fuma în spitale? Ziceți noastră. Dar nici în spațiu liber în apropierea locurilor de joacă pentru copii. Persoanele fizice care nu respectă prevederile legii riscă amenzi de până la 500 de lei.
Bine, la câte costă țigările mai contează amenda? Că, frățiuer, pentru plăcerea mea. Așa. În cazul cluburilor, barurilor și restaurantelor, sancțiunile sunt mai dure. Amenzi între 5.000 și 15.000 de lei. Păi și, sunt de dreapta. La, mai contează. 150 de milioane? Bine, mă, poftim. Care trebuie? Așa. Sancțiunile merg chiar până la închiderea unităților care nu au respectat legea. Angajații localilor din centrul istoric al Bucureștiului sunt de părere că efectele acestei legi vor fi resimțite în volumul scăzut de vânzări cu care se vor confrunta în perioada următoare. Cred că nu vom mai avea clienți. Am mai zis asta. Probabil vor scădea mult vânzările, dar probabil peste 6 luni se vor adapta. Cred că localurile sunt pregătite, poate mai puțin cluburile care vor avea mult de pierdut. Restaurantele nu au ce să pierdă. Ok, gata, am vorbit suficient despre asta. Deja simt că mi se scorojește creierul. Mai departe. Jurnalul Național. Amenințarea bancherilor fără credite ipotecare. Urmează vorba de dreapta. Ghinion. Adică, cu toată dragostea, eu sigur că înțeleg și oamenii care au luat credite. Eu nu sunt unul dintre ei. Mi se pare că m-am comportat foarte responsabil, neluând credit. Da, în sfârșit, de ce zic ghinion? Acum, și clienții au dreptate, și băncile, prietene, poate nu mai vor să dea credite ipotecare. Acum, treaba lor, business-ul lor. Ele poate obliga cineva să dea credite ipotecare? Nu! Păi, bă, nu mai e bine cu credite ipotecare. Acum câțiva ani, era bordel. Nu era mediu bancar, era bordel. Dă, frate, îți dăm cât vrei, cât ce vrei. O garsonieră în Rahova, cât e? 500.000 de euro. Gata, oaie, îți dăm. Prietene, așa ceva? Și te gândeai că toată această mizerie, la un moment dat, nu va crăpa într-un mod îngrozitor? Adică, pe bune? Cum să coste 2 camere militare 40 de catraliarde? Suntem zdraveni la cap? Evident nu. Evident nu. Dar... țineți minte cum era, 2007, 2008, și meleoane erau, zburau meleoanele, costa totul, de paralizai, toți mișculau terenuri și le vindeau între ei, luau credite, făceau. Deci, bordel. În sfârșit, după ce s-au văzut cu buzunar, stai, deci articolul din Jurnalul Național este așa, atenție, că trebuie să iei cu... După ce s-au văzut cu buzunarele pline, băncile le arată pisica românilor. Bine că arată pisicuța. Amenință că nu vor mai da credite imobiliare sau că vor mări avansurile foarte mult pentru a nu-și mai asuma niciun risc la creditare. Bun. Acum, e treaba lor. Nu era deloc în regulă ce făceau băncile. Asta clar. Tocmai pentru că nu-și asumau niciun risc pe sistemul bănene. Vreau să fac afaceri, dar nu vreau să-mi asum niciun risc. Adică vreau să dau credite la toată lumea pe orice, adică cu buletinul, pe, nu știu, poza de pe masa de înfășat, pe orice, credite, 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 dar niciodată niciun risc. Asta, legea dării în plată, ca principiu, am mai să discut detalii, dar ca principiu, mi se pare absolut corect, adică, bă, nene, mi-ai dat bani să-mi iau o casă? Da. Bun. Nu mai pot să dau bani înapoi. Ia casa. Adică, mi se pare absolut de bun simț. Nu, e moment, știi, nu, ia casa, iau pe mama, pe tata, pisica, cățelul și urmașilor tăi în veacul vecilor. Păi, era normal așa? Absolut nu. Nu era normal. Normal este exact așa. Mi-ai dat credit pentru o casă. Nu mai pot să plătesc. Ia casa înapoi. Așa e normal. Dar, pe de cealaltă parte, normal e... Și cum să gândesc băncile acum? Au zis, bă, nene, stai așa, că noi credeam că e șmecherie dacă e să ne asumăm riscuri. Deci nu mai e nicio șmecherie. De ce să mai facem asta? Că avem alte șmecherii pe care le putem face. De ce să mai facem pe asta? Deci cu casele nu mai e sfârâială. Nu. Dă-le dracu, nu ne mai... și gata. Și acum vor fi unii care, păi da, dar eu vreau să iau credit și să-mi iau casă. Și acum vine vorba de dreapta. Ghinion. Să fim proactivi. Gândire de dreapta. Ești sărac? Da, fă-te bogat. Nu ai bani. Muncește mai mult. Muncește mai deștept. Identifică oportunități de piață. Schimbă serviciu. Nu mai e bine în Suceava.
Nu-i nimic, am auzit că sunt joburi la Cluj. Aplic pentru acolo, mă mut la Cluj, muncesc la Cluj. Așa se face în America, așa se face. De pe East Coast, pe West Coast, coloșea, coloșea. Unde sunt? În Miami, dar am un job în New York. Am plecat următorii 3 ani acolo, că acolo e jobul. Și, hei, ori suntem de dreapta, ori nu mai suntem. Căci, ce să vezi? Noi, principala noastră preocupare a românilor este să nu fim de stânga. Pentru că nu e așa comunism. Știm cu toții. Comuniștii vor să ne comunizeze. Dar noi, pentru că suntem capitaliști convinși, rezistăm. De asta zic, ori suntem capitaliști, ori nu mai suntem. Nu mai dau băncile credite. Asta e ghinion. Găsim formule sau nu? Deocamdată doar o bancă a luat decizii tranșante, însă strategia pare pregătită în amănunt. Poți să obligi banca să-ți dea bani pentru casă, dacă ei nu mai vor să dea bani pentru casă? Bine, dar acum eu nu mă pricep, că nu mai am... Cât mai e... Bine, odată cu legea asta a intrării, sau cum se dă în plată, programul Prima Casă moare, asta clar. Singura șmecherie cu programul Prima Casă, singura, nu e nicio altă șmecherie, nici de dobânz, nici de nimic altceva. Singura treabă cu programul Prima Casă era avansul de 5%. Atât, nimic altceva, să ne înțelegem. Și băncile erau de acord cu acest avans de 5%, pentru că statul zicea, bă, dacă nu mai e la stare să-ți dea banii, dau eu. Dar acum, dacă e pe sistemul ia-ți casa înapoi, bă, stai puțin, cu 5% avans nu iau casa înapoi, nu iau, mai dau și gata. Deci programul Prima Casă moare 100%. Nu știu programul a șasea casă, dar programul Prima Casă moare sigur. Da. O bancă, Raiffeisen, a majorat avansul la credite imobiliare la 35% pentru împrumuturile în lei și la 40% pentru cele în euro. Păi, dar cât e, mă? O secundă. Dar cât e? Voi vă pricepeți la asta? V-ați cu case cu astea? Bă, în regie cineva cu case cu astea știe cineva? Cât era avansul până acum? Adică 35% e mult ca avans? Nu știu. Zic, bă, vreau casă. Ai măcar 35%? Că dacă n-ai 35% în sumă, cum vrei casă? Adică, hă? 5% la prima casă, păpușe mică și sexoasă. Nu vorbesc de prima casă, vorbesc de mă duc la bancă, bună ziua, vreau să iau o casă. Avansul cât era? 20%? 25%? Cât era? Bă, pe vremea când am cumpărat eu mașină în leasing, avansul minim era la mașină, atenție. Cred că 30% era avansul. Minim. Ori 25, ori 30, dar înclin să cred că 30. Da. Da, chiar, acum măcar la mașini vă pricepeți, ăștia nu se pricep la nimic. La mașini, la astea, cât mai avansul, dacă te duci așa la o societate de leasing. Bună ziua, bună ziua, vreau să cumpăr și eu această frumoasă mașină. 5%? Ce au ajuns și mașinile astea. Dar la ce dealer ai? Băi, prieteni, vorbesc de dealer de mașini. Tu când ai zis dealer, m-am înțepat în stânga. Am întrebat eu la un dealer. Și ai întrebat tu cât e avansul minimal? 5%? Și îți dă cu 5% mașină? Am rămas în urmă. Plăteai 10 milioane pe lună, dar ce zi ai, frate? O drujbă? Da, și pe câți ani? Pe câți ani, prietene? Pe 30 de ani? Sau? Cum avans 5% și 10 milioane pe lună? Că luăm 3! Bun, să depășim momentul. Deci asta era, că o bancă a majorat avansul la creditele imobiliare la 35% pentru împrumuturile lei și la 40% pentru cele în euro. Așa. Dar alte bănci analizează că doresc și ele. După ce s-au așa am zis, surse din mediul bancar spun că printre banchieri s-a instalat o neîncredere mare în ceea ce privește stabilitatea legilor și de frica legii dării în plată vor renunța la anumite produse garantate cu ipoteci. Avocatul Gheorghe Pipera a declarat că aceste înțelegeri între bănci sunt practici cartelare care trebuie analizate de Consiliul Concurenței. Dacă se înțeleg între ele, da. Asta fără doar și poate. Dacă, băi, hai fii atent, nici voi. Dar dacă eu de sine stătător, fără să fac un cartel, eu de sine stătător, zic, bă, banca noastră, ziceam, nu mai dă. Treaba mea. Dacă facem o înțelegere, aia da, aia este clar ilegală. Dar trebuie dovedită ca atare și sancționată ca atare. Există și o instituție a statului în care noi credem pentru că suntem cu statul de drept. Ho, ho, ho! Bun. Hai să vorbim despre lucruri serioase. Ce lucruri serioase? Dați o secundă să văd așa. O secundă. Da, hai, uite, încă câte minute mai am?
o să vorbim despre CIA, imediat, că de CIA a făcut un anunț despre extraterestri, un anunț în ziare.com, vă spun imediat. A, avem timp, avem azi. Bun, stai că mai aveam din Jurnalul Național. Supra-specializați în Occident, ținuți pe tușe în România. În ultimii ani, mai mulți medici români specialiști recunoscuți la nivel internațional au povestit cum au fost primiți atunci când au decis să se întoarcă să profeseze în țară. Întrebare. De ce? Adică, din ce văd, ăia care au declarau și se pupau fericiți în extaz la zeci de mii de kilometri de România că și-au luat țara înapoi, ăia nu s-au întors în țara pe care și-au luat-o înapoi. De ce s-ar fi întors un medic supra-specializat în România? Cu toată dragostea întreb. Recunoașterea supra-specializărilor rămâne la mâna unor comisii din minister și de la Colegiul Medicilor din România, dar acum, fiind guvern tehnocrat, poate că ar trebui altfel să se miște lucrurile. Zic, nu știu, zic și eu. Atenție, că e foarte tare. Avem așa. Neurochirurgul Ștefan Mindea, un medic școlit la prestigioasa Universitate Stanford, a stat aproape un an pe tușă după ce s-a întors în țară, așteptând ca statul român să echivaleze studiile. Deși la doar 36 de ani era profesor universitar în chirurgia spinală minim-invazivă și a devenit directorul secției neurochirurgie și chirurgie spinală oncologică a Centrului Medical Universitar Stanford, iar timp de 5 ani consecutiv a fost clasat în top 5 al celor mai buni chirurgi de la Stanford, în România nu a putut face nicio operație simplă din cauza că nu i se recunoșteau diplomele. Problema s-a rezolvat abia după ce povestea a ajuns în presă. Un alt medic, dr. Victor Costache, s-a specializat în chirurgie cardiovasculară în Franța. După ce a lucrat mai bine de 10 ani în spitalele de peste hotare, întors în țară, a aflat că trebuie să-și echivaleze studiile, chiar și pentru a putea acorda o simplă consultație, deși avea o diplomă obținută în Uniunea Europeană. Dar asta e cam bizar. Și totuși, sunt convins că se întâmplă, adică nu cred că articolul e harneală, cred că e pe bune, dar e foarte ciudat. Doctorul Costache spune că cele 9 luni de tergiversări, cât a durat echivalarea studiilor, 9 luni, dar ce a făcut frate? A făcut un copil. Au reprezentat cea mai grea perioadă din cariera lui de medic. Dacă în cazul celor doi lucrurile s-au rezolvat într-un final, nu același lucru se poate spune despre medicul Marius Uscatu, care, după ce a terminat rezidențiatul în România, s-a supra-specializat în chirurgia piciorului și a gleznei în Franța. De circa 8 ani, chirurgul se luptă cu autoritățile să-i recunoască studiile de 8 ani. Cum de 8 ani? De 8 ani? Păi mai făcea 3 facultăți în 8 ani. Și 5 doctorate. Doamne Dumnezeu, dar de ce așa ceva? Acum, dacă tot vorbim despre medici, eu m-am gândit așa. Eu dacă aș fi medic, eu să fiu eu medic, jur că nu aș practica decât la privat. Nu la stat. La privat e foarte simplu. Bună ziua, bună ziua. Am o problemă. Ia să vedem, aș. Pentru rezolvarea problemei vă costă atât. Ca-cing! Bună ziua, bună ziua. Ar trebui să mă operez. De aici la noi, desigur. Ca-cing! E la privat. Ai bani? Te rezolvi. N-ai bani? Du-te, fă bani și te rezolvi după aia. Eu nu aș lucra decât la privat, dacă aș fi doctor. Mi se pare, dintr-un milion de puncte de vedere, absolut îngrozitor să lucrezi pentru sistemul de stat din România. În primul și în primul rând, din două motive egal sinistre. Odată, sistemul în sine, sistemul medical public din România, crâncen, absolut crâncen. Doi, tona de lături pe care trebuie să o suport de la mentalul colectiv suprapoluat. Înțelegi? Adică non-stop să mi se spună că sunt șpăgar, că nu sunt pregătit, că n-am făcut... Deci, la privat. N-aș lucra decât la privat, dacă aș fi medic. Bun. Acum. Nu sunt bune emisiunile astea de dreapta? Dacă să ori suntem de dreapta, ori nu mai suntem. Eu zic să fim. Dacă tot ne-am apucat să fim de dreapta, atunci să fim de dreapta. Bun.